Aș vrea să începem prin a încerca să dăm, într-un mod special dumneavoastră, pentru că aveți mult mai multă vechime, niște sfaturi tinerilor păstori, tinerilor slujitori, ordinați și intrați în slujirea aceasta pastorală. Pentru că statisticile și realitatea pe care o vedem nu este tocmai încurajatoare. Mulți păstori tineri care intră în slujire abandonează după relativ puțin timp, 4-5 ani, și asta se întâmplă probabil pentru că au așteptări nerealiste sau nu știu mulți la ce să se aștepte. Și din experiența pe care ați acumulat-o până acum în slujire, ca și pastor, ca și evangelist, ca și lucrător, și observând și vremurile pe care le trăim astăzi, care sunt sfaturile pe care le-ați da acestor tineri păstori intrați în slujire? Păi, înainte să dăm sfaturi, poate că ar trebui precizat o chestiune extrem de importantă vis-a-vis și -vis de o teologie în care credem, cel puțin mișcarea evanghelică, cea a preoției universale, că la mântuire, atunci când Dumnezeu cheamă oamenii la mântuire, chemarea e cine vrea. La slujire, nu mai cheamă Dumnezeu cine vrea, avem un text la care probabil vom apela în discuțiile noastre, la slujire Dumnezeu cheamă oamenii pe nume. De exemplu, în Efesen, capitolul 4 avem că Dumnezeu a dat el pe unii, nu a întrebat cine vrea să fie apostol, cine vrea să fie... Și atunci trebuie precizat vis-a-vis uh, -vis de abandonarea lucrării, elementul ăsta e pivotal, elementul chemării. E adevărat că toți uh, avem același drept înaintea lui Dumnezeu, dar în cadrul preoției universale când vorbim despre slujiri, aici nu mai uh, uh, alegem ce ne place... Uh, ce ni se pare nouă că se potrivește, aici Dumnezeu cheamă oameni. Așadar, un fapt extrem, extrem de important, cred că ține de uh, înțelegerea acestei realități, că la slujire oamenii trebuie să simtă chemarea lui Dumnezeu și eu cred din toată inima că atunci când Dumnezeu cheamă un om, îl capacitează uh -huh. pe toate coordonatele să își exercite chemarea asta. Uh, dacă ar fi să dau sfaturi... Uh, Sfaturi foarte greu de dat în vremea noastră, mai ales generației de acum, însă aș lăsa pe un om cu adevărată experiență să ne dea sfaturi, Apostolul Petru, un bărbat, un apostol care are un sfat sau cel puțin un sfat pentru tinerii lucrători și pentru mai vârstnicii lucrători. Este un text în 1 Petru, capitolul 5, în primele patru versete. Uh, unde chiar așa sfătuiesc, zice Apostolul uh, Petru, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, apoi urmează o afirmație extrem de pretențioasă: Eu care sunt un prezbiter, care vorbește despre atitudinea lui Petru vis-a-vis -vis de chemare, uh, apoi ni se spune păstoriți turma, dar o turmă care nu e a mea, nu e nici a voastră, deci iată un sfat: grijă la chemare. Atenție foarte mare că turma e turma lui Dumnezeu. Voi doar o slujiți apoi zice că turma asta e sub paza voastră apoi ni se spune cum să slujim nu de silă ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, apoi atenție foarte mare nu pentru un câștig mărșav mărșav cu sensul de uh, ilicit uh -huh. câștig uh, nelegal, nedemn ne, uh, pe căi uh, discutabile și cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste ei, peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă, iată, un alt element vital, pildă turmei. Și atunci, dacă aș lăsa pe Apostolul Petru, bătrânul Apostol face asta, uh, sfătuirea asta, pe de o parte, din poziția lui de autoritate. Autoritatea Apostolică, unică autoritatea apostolică unică, apostolia în sensul apostolilor uh, Noului Testament, ai lui Hristos, asta e o chemare unică și cred irepetabilă. Un deci, care s-a stins, exact, care a avut rolul lui un, concret, un rol apostolic. determinant în economia bisericii, a formării ei, a nașterii ei, adică sunt cei care au luat de la izvor și au așezat temeliile, că noi suntem pe temelia apostolilor și prorocilor și el face sfătuirea asta mai întâi de pe poziția asta de autoritate apostolică dar apoi o face cu un duh de smerenie fără egal se identifică cu cei pe care îi sfătuiește se identifică cu cei care îi sfătuiește deși era mult mai mult Așa decât este. atât și eu cred dacă iată că avem un sfat indirect cumva dintr-o atitudine deci o atitudine de, de smerenie, numindu-se prezbiter măcar că era mult mai mult de atât. Atunci, cred că pentru un tânăr păstor, slujitor, ar fi extraordinar de, de înțelept să ia seama la atitudinea lui Petru și la sfătuirea lui Petru. Smerenia este și o cântare, smerenia e floare rară. Și din păcate, și cu durere spun acum, și între slujitori, smerenia e o, e o floare rară. În, în noua generație și în vechea gardă, pentru că se pleacă de pe poziția asta de aroganță spirituală. Vremea noastră este o vreme dificilă în slujire. E foarte deranjantă atitudinea asta și aș vrea să-i sfătui pe păstorii tineri să adopte atitudinea lui Petru, asta de smerenie. E foarte deranjantă atitudinea asta unor oameni care, deși sunt trați de curând, fac afirmații categorice despre teologii vechi de 500 de ani în dezbatere. Deci, a, aproape că e deranjant să auzi, mai toți fac greșeala asta, dar am apărut eu. E ca și cum o stat zile și nopți în scriptură și o descoperit un, mauleu, un guru. De fapt, o citit într-o carte, dacă le lua cărțile, unii dintre ei n-ar avea niciun soi de revelație din scriptură. Deci cărțile sunt o resursă extraordinară. N-aș vrea, aș da un sfat, păstorilor, nu citiți mai mult în cărți decât în Biblie. Că ajungeți să interpretați Biblia în lumina cărților și nu invers. Atunci, în viață mi-am făcut exercițiul ăsta să am un echilibru, să nu stau mai mult în cărți decât în cărțile scripturilor, ca să se uh, uh, producă uh, acea descoperire care vine din scripturi, care e extrem de împlinitoare, extrem de, de puternică. Uh, de asemenea, lângă uh, sfatul ăsta lui Petru, care e pentru cei tineri și pentru mine, aș așeza și. Un sfat extraordinar: nu vă așezați, turnați în cutiuțe teologice. Odată ce ți-ai uh, ți îngrădit mintea într-o poziție teologică, tot ce abordezi de atunci încolo, abordezi fiind mânat de chestia asta. Lasă-ți mintea deschisă. Rămâi, formează-ți un fir roșu pe care mergi și așteaptă extrem de... Asta am învățat-o de la Beni fără gău, să nu mă torn în cutiuțele astea, ci să-mi las mintea deschisă, să văd ce mă va călăuzi Dumnezeu din Scriptură. Deci nu cred că, gândiți-vă câtă cerneală curge, câtă zbaterei pe anumite teologii. Poți fi de orientare calvinistă, poți fi de orientare arminianistă. Lasă-te deschis. Asta nu înseamnă că dacă există două chestii diferite, n-am dreptul să iau câte ceva pentru că asta îi s-o rupt apele cândva, nu văd cine îmi poate ordona așa ceva, când din scriptură mersul meu e un pic diferit. Deci aș, aș recomanda tinerilor păstori să aibă răbdare în formarea perspectivei teologice, să abordeze slujirea cu smerenia apostolului Petru, să înțeleagă că turma e turma lui Dumnezeu. Ea trebuie slujită cu o atitudine reverențioasă, neurmărind interese altele decât onoarea asta de a sluji turma lui Hristos. De, cred că lângă, lângă zbaterea sau lângă sfătuirea apostolului Petru, găsim și alte texte în scriptură, deci mi-ar place să las sfatul lor și amele eventual să fie cumva inspirate de aici. Și apostolul Pavel îl sfătuie pe Timotei niște lucruri extraordinare. Bătrânul apostol e gata să predea ștafeta și lasă câteva chestiuni mai tânărului Timotei sau celor chemați să păstorească turma lui Dumnezeu. Îi lasă câteva chestiuni. Fie o pildă, zice de pildă, pentru credincioși. Pildă în ce? În vorbire. Fie o pildă în purtare. De asta e extraordinar de... Ai observat o tendință în vremea noastră la slujitori de a adopta un limbaj Așa care frizează uh, zona de Mahala, uh, cumva uh, foarte specific uh, vremurilor noastre. Efectiv, vulgar de mult. Uh, da, cred, cred că frizează și vulgaritatea pe aici pe acolo uh, uh, spre deci e de, de, un limbaj uh, care excentric care nu-i specific omului duhovnicesc. Și atunci apostolul Pavel zice fii o pildă mai întâi în vorbire fii o pildă în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, zice Pavel, lui Timotei, bagă de seamă, fii atent la citire, la îndemnare, fii atent la învățătura pe care o dai altora. I-aș invita să urmărească excelența, mediocritatea ucide. În toate domeniile, și nu avem dreptul în domeniul slujirii, să lăsăm așa lucrurile pe tânjală de pe o zi pe alta. Din deci, inerție. Din inerție. De altfel, mi-aduc aminte că mai marele predicator Viorel Candreanu, un om drag cu care am avut o relație extraordinară, uh, prin ani undeva mi a zis Marcel, ferește-te de mersul în virtutea uh, inerției și obișnuiește-te să mergi în virtutea dependenței de Dumnezeu. Stai cu el în cuvânt, în rugăciune, nu te baza pe faptul că tu știi că deja stăpânești niște principii uh, mai mult sau mai uh, puțin uh, adevărate. Și uh, Pavel îi spune: Atenție la superficialitate, nu fi nepăsător de darul care în tine. Apropo de mersul acesta din inerție, mă gândesc că după o anumită experiență și după anumite acumulări de vorbiri, de predicări, poți ajunge să vorbești efectiv. Uh, cu impact pentru audiență lucrurile adevărate din scriptură, dar în același timp să fii într-o oarecare măsură deconectat, viața ta să nu fie în rânduială, să ieși efectiv din parametrii pe care scriptura așează pentru slujitori, să nu mai te califici cu acele calificări morale pe care le spune atât Petru cât și Pavel. Și aici este un risc continuu pentru cei care avansează în slujire, acumulează ani și experiență. Un risc pe care doar ei îl cunosc, doar ei îl înțeleg cei din sală mai puțin. Și aici ajungem la o altă dilemă mai veche și o problemă pe care aș vedea-o în mediul nostru evanghelic din România: cine îl păstorește pe pastor? Cum rezolvăm problema aceasta? Și apoi vorbeați despre uh, excesul acesta, extrema aceasta pe care o atinge și Petru, când slujim Biserica lui Hristos, Biserica lui Dumnezeu sau slujim cu lepădare de sine, nu ca și cum am fi stăpâni peste turmă, fără a generaliza și nu din dorința de a generaliza. Observ că păstorii de generație mai veche au această tendință mai mare de a stăpâni, păstorul autoritar, dictator, cel care este totul, decide totul, dar există și generația mea, generația mai tânără, care tinde să cadă în cealaltă extremă de a se lăsa, practic, purtați de cei din biserică manipulați din dorința de a fi percepuți ca prietenii enoriașilor, egali cu ei, și atunci, cum păstrăm echilibrul acesta între pastor dictator, o extremă, și pastorul care efectiv nu mai are autoritate în biserică din cauza că a dorit să fie prietenul tuturor și în felul acesta oarecum și-a și -a tăiat singur creanga. Eu cred că lepădarea de sine despre care vorbește Apostolul Petru ne ajută să evităm capcana despre care ai zis, despre care vorbeai. Aceea de a merge în virtutea uh, unui exercițiu dobândit, practicat cu o frecvență foarte mare, ai dobândit cunoștințe, arta asta a comunicării, și te-ai putea descurca în fața audienței. Însă, slujirea nu vizează arta oratorică, slujirea nu vizează capabilitățile cuiva, afișarea cuiva. În momentul în care nu te duci în virtutea dependenței, slujirea ta nu mai are menirea să-l onoreze pe Dumnezeu. Așa ai, s-ar putea să ai impact, s-ar putea mulțimile să te înconjoare. Chiar oamenii să fie mântuiți. Da, chiar oamenii să se mântuie, că Dumnezeu, când vrea, îl prinde pe satan la carul lui, dacă vrea, nu are nicio problemă. Adică necredincioșia mea nu îl încurcă pe Dumnezeu. În planurile lui de a mântui oameni, doar că la final mă va respinge, mă va, nu mă va cunoaște pe mine. De ce? Pentru că n-am folosit lucrarea în care mă chemat, în, înspre slava lui, ci înspre slava mea. Și atunci, sigur că asta zicea Viorel că Andreanu: că înțelept este să te lepezi de sine și să rămâi dependent de el. Dependența de el, pe de o parte, dă uh, viață cuvintelor pe care le spui. Pe de altă parte, îl onorează pe Dumnezeu și la vreme Dumnezeu își va onora slujitorii, nu ne îndoim de asta. Dar e clar că pe lângă problema asta despre care vorbim, ale pădării de sine, apar cele două extreme, pastorul influent care devine sau are tendința de a fi dictatorial în comportamentul lui, și celălalt care devine cumva prietenul tuturor eu cred că atunci când vorbim în pastorală de autoritate, există o autoritate delegată prin actul hirotonirii, adică actul în sine e o recunoaștere a chemării și apoi recunoașterea asta va trebui consfințită, va trebui recunoscută prin slujirea mea, adică va trebui, pe de o parte am o autoritate delegată, pe de altă parte întrebă autoritatea asta câștigată în slujire. Uh, aș putea să am autoritate și să fiu prietenul tuturor și nimeni să nu mă încalce autoritatea. Eu cred că ambele extreme sunt periculoase. Atunci când trebuie să mi-o păstrez cu brațul lui Scandenberg uh, autoritatea, eu nu cred că putem vorbi despre chemare și despre slujire. Când devin... Uh, Extrem de uh, pe placul celorlalți, Purta de toți. purtat de toți, la cheremul tuturor, iarăși eu uit că sunt reprezentantul lui Hristos de pe o poziție de slujire în trupul lui. Că eu nu sunt omul lor, ci că sunt omul lui Dumnezeu pentru ei. E, uh, e aceeași chestiune care e și în familie. Dacă nu înțeleg uh, ordinea în structurile astea de autoritate, pot apărea disfuncționalități, îmi vulnerabilizez căminul. Eu nu sunt sluga casei. Am un rol dat de Dumnezeu și va trebui de asta, Domnul zice, că trebuie să ne iubim soția cum și-a iubit Hristos biserica. Și apoi ne spune că rațiunea pentru care a iubit-o așa, îi ca să o înfățișeze într-o zi înaintea tatălui, fără pată, fără zbârcitură. Deci iubirea nu are menirea să împlinească mofturile, ci uh, urmărește destinația finală. să scopul lui manifestării dragostei lui Dumnezeu. Și atunci, da, cred că echilibru ține de conștientizarea, de permanenta conștientizare a chemării pe care mi-o dat-o Dumnezeu. Is, uh, rațiunea pentru care m-au așezat acolo e să slujesc turma lui Dumnezeu. Și niciodată să le cânt în strună sau să fac niște gesturi, nava pe care ne-am îmbarcat ca biserică e o navă de război. Și pe o navă de război nimeni nu are nici timpul, nici energia, nici resursele să-mi facă mie pe plac. Pe nava de război toți caută să placă celui ce i-a înscris la oaste. Și slujitorul, și generalul, și soldatul. Asta e o mentalitate pe care trebuie să o aibă slujitorul evident. și pe care trebuie să o cultive -a, la rândul său în, în, în asta, a, asta ține de slujirea lui, asta trebuie Așa, să o aducă. Deci la păstor aș vrea să aibă libertatea oricine. Riscul să este ca slujitorul să-și aroge, practic, rolul de comandant suprem. Eu dau ordinele, voi veniți după mine și voi vă înrolați în spatele meu, ca și cum eu aș fi cel care spune care e direcția. Și în felul acesta, biserica pierde din vedere faptul că, de fapt, toți sunt și trebuie să ne raportăm la Hristos, la planurile, la scopurile sale. Evident că dacă n-ai înțeles uh, ideea de preoție universală, toți suntem ai Domnului, toți îl onorăm pe Dumnezeu de pe poziții diferite, atunci există riscul, să te, în loc să te încolonezi în urmele capului bisericii, să te încolonezi în urmele păstorului, care poate lua în orice direcție la urma urmei. De altfel, am văzut oameni care se manifestă ciudat față de, de oameni imorali, dar zice, eu m-am pucăit la predica lui, n-are cum să nu fie asta, sigur, îi omului Dumnezeu că n-are nicio treabă una cu alta. Adică n-are nicio treabă. Adică există potențialul risc ca omul să fie lepădat, dar Dumnezeu să-și ducă încă prin el anumite Uh, uh, lucrări pe care le-ar determinat. În Biblia asta se numește vas de cinste și vas pentru o întrebuințare de cinste. Mulți nu reușesc să înțeleagă lucrul acesta. Cum e posibil ca, iată, slujitorul, predicatorul, pastorul cu tare să fie lepădat, să se descalifice, ca să vorbim mai degrabă da. în termeni morali? Cum e posibil să fie descalificat și, în același timp, Dumnezeu să mântuiască oameni prin el sau uh, să vină oameni la mântuire prin predicarea lui? Pentru că oamenii îl confundă, mi se pare, pe Dumnezeu cu predicatorii. Ceea ce aduce mântuire este cuvântul predicat și Duhul Sfânt care se poate folosi de orice cuvânt predicat în măsura în care este curat pentru ca să mântuiască oameni. Și mulți nu înțeleg cu acesta. M-am întors la Dumnezeu prin cutare. E clar, cutare e omului Dumnezeu, infailibil, nu poate să cadă în nicio extremă mm. și îl urmez până la capăt. Mare Aici ne legăm, ne legăm mai degrabă de oameni decât de Dumnezeu și nu înțelegem că Dumnezeu este Cel care ne-a mântuit printr-un slucitor sau altul. De aceea Ioan a fost nevoit să spună că noi suntem născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Nu dintr-o slujire, e adevărat Nu dintr-un sămânător. Dintr sămânător. Viața e în sămânță, nu în Adevărat este. că cineva face așa. oficiul ăsta și uh, acolo e toate... Așa se explică că oamenii se mântuie, că eu arunc sămânța, uh, dar când se termină slujirea asta, vasul nu e de cinste, numai lucrarea e de cinste mm. și vasul va fi uh, renegat. Deci există, n-aș vrea să se întâmple asta, Sim. dar m-ar contrazice realitatea și mă contrazice Scriptura. Am făcut o afirmație mai de mult într-o într -o predică și unii n-au înțeles-o nici astăzi sau s-au revoltat. Spuneam, ipotetic vorbind, dacă diavolul s-ar întrupa astăzi și din rațiuni știute doar de el și pline de viclenie ar începe să predice o evanghelie curată, oamenii s-ar putea mântui la predicarea diavolului, pentru că nu se mântuie din cauza diavolului, ci din cauza evangheliei, mesajului care are putere mântuitoare în măsura în care este însoțit de Duhul lui Dumnezeu care produce schimbări. Și oamenii nu pot să înțeleagă, mulți nu pot să înțeleagă și să accepte lucrul acesta. Da, din păcate, da. Dar vorbeam și despre uh, păstorirea păstorilor. Pentru că am putea să răspundem superficial de ce cad slujitorii, de ce cad păstori, și să aruncăm în față cele trei pericole, cele trei pericole faima, banii și imoralitatea sexuală. Dar în același timp e destul de clar că mulți păstori care au căzut, dacă nu chiar toți au în comun lucrul acesta, Lipsa dării de socoteală în fața unui alt slujitor, în fața unui alt pastor. Și lucrul acesta devine o problemă din observațiile mele și în mediul nostru, și observ că există într-adevăr o lacună la nivel de cult la nivel de culte evanghelice în, în direcția aceasta. Cine îl păstorește pe păstor? Cui dă socoteală pastorul Cui se mărturisește? Cu cine vorbește? Pentru că e dificil, dacă nu chiar imposibil și contraproductiv să te destăinui bisericii decât într-o oarecare măsură. Trebuie să există niște limite cât se poate de acolo. Mi-aduc aminte că au fost discuții mari la nivel de comunitate, de Cluj, cum să facem, care e rolul vicepreședintelui, n-ar putea face o echipă de consilieri uh, care să, uh, cumva, uh, consilieze păstorii, să-i păstorească pe păstori. Uh, riscul, atunci, uh, vezi cum ne întoarcem înapoi, uh, cercul ăsta vicios, uh, deci odată ce el ajunge foarte sus, are impresia că nimănui n-ar trebui să dea socoteală. Am văzut oameni care, din dorința asta de a nu da socoteală, pleacă din orice structuri, Uh, în bisericile evanghelice uh, neexistând structuri piramidale e foarte greu să ai uh, o, uh, un consiliu căruia eu să mă duc să-i dau socoteală deși teoretic el există adică există o comisie pastorală care uh, încearcă să consileze dar ea consiliază când deja focul e în vârful casei. Uh, eu spun așa orice pastor Orice slujitor cu lepădare de sine care păstorește turma lui Dumnezeu, el primul va fi interesat să stea sub autoritate. Este primul semn de spiritualitate, de maturitate. Că mă așez sub autoritatea cuiva, asta nu e o dovadă de slăbiciune. Este o dovadă de uh, maturitate spirituală, de grijă față de chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și iată că acesta se transformă într-un sfat pe care ar fi bine să-l ia toți slujitorii uh, tineri. Caută un mentor, caută un slujitor. Uh, mai dacă ți-aduce aminte chiar tu, tu înainte să intri în, 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 în comunitatea de Cluj, există o regulă. Ea nu e neapărat uh, așezată în statut. Că un păstor care vrea să fie ordinat, de la data uh, alegerii lui în biserică, până la data votării, uh, așezării a ordinării lui, trebuie să treacă un an cu uh, uh, Deja cu noul statut de păstor, dar nefiind încă ordinat. Să vedem ce se întâmplă în perioada asta. În toată perioada asta există un păstor cu mai mare experiență decât el, care îl mentorează, îl ascultă, pe care îl sună, care îi ascultă mesaje, căruia el îndrăznește să-i spună, uite am zis... Așa, sau am făcut cu tare lucru. Am următoarea situație în biserică. Cum ar trebui procedat? Pentru că atunci când vine la ordinare, păstorul mentor să depună mărturie. Da, l-am observat, lupa, lupa a fost pe el un an de zile. Eu cred că omul ăsta se califică dureros este că se întâmplă cu păstorii ce se întâmplă cu membrii, îi botezăm nu mai învățăm. apoi nu mai învață nimeni nu mai mentorăm pe pastori. noi zicem da mi se pare că o confirmat chemarea invizibilă eu cred că poate fi pus în slujbă întrebarea ta însă zice cine după ce intră familia începe să se clatine chiar propria lui familie De se aici. poate clătina apar disensiuni aparent nereglabile din potențiometrele cunoscute nu vrea cineva să ne spună oare ce de făcut, cum am putea face. Apar disensiuni în adunare pe care el nu le-a anticipat, nu, le, -o știe, anticipa, nu, știe nu le știu, nu s-o mai izbi de ele. Și atunci eu cred că orice pastor, orice slujitor ar trebui să-și aleagă, că e foarte greu să-i impui, că mentorarea presupune o, legătură, o, o, o chestie lăuntrică, să simțim unii cu alții. Să... Și atunci eu, eu așa și aș propune. Aș propune, de fapt, în comunitate cred că s-a propus asta, ca pastorul să-și aleagă el un mentor pe care noi, din când în când, la nivel de comitet sau uh, vicepreședintele cu pastorala, să-l sune și să spună, uite, ce-i de făcut. Mi-aduc aminte că apostolul Pavel, după 10-14 ani, s a venit la Ierusalim, la cei care se considerau mai mari. Mm. O venit la Ierusalim, pe de-o parte, să-și verifice Evanghelia pe care o propovăduia. Despre care el zice în Galaten, că nu e de sorgimte nu a primit-o prin școală, nu i-a spus Apostolul Petru sau altcineva, ci o prin cunoașterea lui Isus Hristos. Au avut parte de Revelația asta cu toate astea. Marele Pavel, chemat într-un mod special. S-a supus. S-a supus. Deci eu cred că uh, un prim semn de, 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 de chemare, dacă vrei, îi, uh, și asta, a, asta înseamnă smerine despre care vorbea Apostolul Pavel, lepădarea de sine. Frângete că riscul extraordinar. De altfel, este în, în celebra lucrare a lui Aristotel, a lui Aristotel a, retorica. El zice că retorica asta se clădește pe trei piloni fundamentali, de unde noi și noi am împrumutat din greaca lui trei a, trei a, cuvinte și trei noțiuni: etos, patos și logos. Avem etică, avem patos și avem cuvântul logos. Și gândirea era următoarea: Ce ești? Cum spui și ce spui. Dacă nu ești, nu mă interesează, nu are valoare cum spui și ce spui. Uneori am observat că e numai patos. Uh -huh. Etos noi, Logosul lipsește. Noi nu suntem chemați să ne inspirăm din Biblie. Noi suntem chemați să predicăm Biblia. Așa este. Și uh, eu cred că dacă mi-aș da un sfat, aș, încă un sfat, uh, tinerul slujitor, ar spune, dragul meu, bagă seama Petru zice asupra ta însuți, fii atent la ce ești, bagă de seamă ce ne spui și cum. Deci, uh, uh, ca niște oameni care păstoresc turma lui Dumnezeu, mi se pare extrem, extrem de sănătos și aș îndrăzni să spun că nu numai un pastor tânăr trebuie să se așeze sub autoritate. Toți. E extrem de liniștitor pentru mine să știu că cineva, nu știu, undeva e un supervisor. E adevărat că unii oameni ar spune, ne supraveghează Dumnezeu. Și nu ne îndoim cu asta. două tăișuri. Da, asta e cu două tăișuri, că uneori liniștește anumite chestii din viața noastră, așa unii ajung în derapaje, dar extrem de liniștitor să știu că lângă mine, pe undeva, este cineva care are libertatea să mă tragă de mânecă. Mm. Când eu am avut un frate foarte drag, bunicul tău în adunare, deci când a plecat el, am pierdut, sentimentul meu dureros nu a fost că am pierdut un membru, am zis, bă, și făcut lucrarea, partea, nici n-a plecat, n-a îndrăznit să plece, până când nu a de ajuns lucrători în biserică, dar când au plecat am pierdut filtru. Adică acel cineva care atunci când terminam nu mă bătea pe umăr. Acel cineva care nu pleca fără, pe drum noi petreceam vreo 500 de metri până când ne despărțeam, fiecare spre case. Și el mă întreba uh, chestia asta, de unde ai zis-o? Uh, știi cum mă întreba? Mă întreba nu pe un tom de superioritate, nu să mă arate că nu știu, că eu eram foarte tânăr. Uh, mă, șt vedeam clar că dorea doar să cresc drept și să protejeze turma. Dacă îi plăcea răspunsul, îți spunea extraordinar, nu m-am gândit la asta. Dar dacă nu-i plăcea niciodată, nu te trata cumva, ci spunea, te rog să ai foarte mare grijă. Să te mai gândești. Gândește-te la asta, vezi ce îi, că eu zic că nu-i biblică. Afirmația, gândirea, perspectiva. La, la asta mă gândesc când mă gândesc la mentor. La mentor. Deci păstorirea păstorilor tineri. Îi posibilă în măsura în care uh, pastorul tânăr are el primul și trebuie să o aibă inițiativa de a se așeza sub autoritate. Nu, nu e vorba de autoritate despotică în care cineva îmi făte în stânga, făte în dreapta. E, e, acea autoritate care îmi dă liniște. E autoritatea care îmi dă liniște. Pentru asta e absolut necesară zmerenia și vulnerabilizarea da. intenționată. Exact, exact.